Este vară și cald, iar baia la strand este cel mai potrivit mod de a te răcori. Atenție însă, umeziala și aglomerația din bazine favorizează transmiterea bolilor dermatologice. Reghinenii și nu numai care merg în astfel de locuri trebuie să se asigure că nu au leziuni la nivelul pielii și să respecte cu strictețe regulile de igienă. În timpul sezonului cald, fiind și transpirația mai abundentă, bineînțeles că sunt anumite boli dermatologice care au o transmitere favorizată. Ele se pot transmite în ștranduri, dar și în afara ștrandurilor, cele mai frecvente fiind, așa zisele, ciuperci, în special de la nivelul picioarelor, care se pot lua de la alte persoane, din praf, chiar și de la animale, fiind favorizate de temperaturile crescute. Ciuperca piciorului este o boală care leziază pielea dintre degete și se manifestă prin iritații și mâncărimi. Și unghiile pot fi afectate. Boala poartă numele de onicomicoză și este foarte inestetică. Simptomele cele mai cunoscute sunt infecțiile căilor respiratorii, ale ochilor, urechilor, nasului sau afecțiuni cutanate. Cauza acestora o reprezintă de cele mai multe ori înghițirea apei contaminate. Cei mai expuși bolilor sunt copiii, femeile însărcinate și persoanele cu un sistem imunitar deficient. Există persoane predispuse pentru a prinde foarte repede asemenea boli și sunt persoane care, la care organismul le oferă rezistență împotriva acestora. Cei care se știu cu predispoziție, ar fi bine să folosească spray-uri anume indicate care previn sau ajută la îndepărtarea mai rapidă a acestor boli. Pentru a preveni afecțiunile care pot să apară, medicii ne recomandă să facem duș înainte și mai ales după baia în piscină. Dacă prezentăm o infecție sau o rană a pielii, să evităm ieșirile în astfel de locuri. Să purtăm ochelari de apă și să nu înghițim apa. Nu trebuie să folosim la comun prosoapele de plajă. Un alt aspect important îl reprezintă papucii. Nu trebuie să mergem desculți pe betonul sau gresia de pe marginea bazinelor. Așadar, pentru eventualele neplăceri care pot apărea, trebuie să respectăm sfaturile medicilor. Astfel vom avea o vacanță frumoasă de care ne putem bucura alături de cei dragi. Ștrandul municipal este amenajat la standarde înalte și își așteaptă reghinenii să petreacă timpul liber într-un mod plăcut.